Din programa de examen a fost eliminată anul acesta materia de pe semestrul al doilea, deși școlile au fost închise pe 11 martie, după ce elevii au parcurs două luni din acest semestru. Ultima probă din cadrul evaluării naționale, cea de limba și literatura maternă, va fi susținută mâine de elevii care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă. Primele rezultate vor fi afișate luni, 22 iunie, până la ora 14. Contestațiile pot fi depuse atât în format fizic cât și electronic în zilele de 22 iunie, în intervalul orar 16-19 și în 23 iunie, între orele 8 și 12. În acest caz al depunerii contestațiilor, candidații completează, semnează și transmit electronic și o declarație tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația tip este semnată și de către părinții sau reprezentanții legale a acestora Ministerul Educației și Cercetării pune la dispoziția celor interesați o linie tel verde 0800 0801100 pentru sesizarea eventualelor nereguli din cadrul evaluării naționale. Numărul va fi disponibil în perioada 15-18 iunie între orele 8-16, iar vineri 19 iunie între orele 8-14. Și Inspectoratul Școlar Județean Maramureș a afișat pe site-ul instituției o linie tel verde 0800816262 pentru sesizarea eventualelor nereguli din cadrul evaluării naționale, disponibil în zilele de luni, joi, între orele 8 16 30, și vineri între orele 8 și 14.